Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă deranjează Ionel Ilaș, timbrul meu agramat și mintea mea scurtată de cei 16 ani de Darabani post 2000. Vă aflați într-un parc, parcul central al orașului, mai frumos ca întotdeauna și pe un spațiu cu care v-ați familiarizat deja. Surprize, surprize! La restaurantul central, proprietatea domnului Selică Strugaru, viitorul candidat la primăria Darabani, și anume Liviu Hrimiuc, se întreține cu domnul fost deputat Selică Strugaru și apare domnul Șoptică, un eveniment fantastic, domnul Șoptică. Aici a avut loc o consătuire, o punere de zile mari. Doamnelor și domnilor, acesta este un eveniment în Darabani de Botoșani. Oameni care gândesc la binele județului, bine Darabanul, noi le mulțumim pentru cei 4 ani, pentru fondurile, pentru tot ceea ce ați văzut în infrastructură. Nu vă dau numele, sunt fețele cunoscute, sunt oameni instituții, aveți încredere în liberali. Vă mulțumim!